Bun găsit la Constanța News TV, eu sunt Adrian Boioglu. Avem astăzi invitat un primar care se zbate să facă ceea ce trebuie făcut de altfel pentru comunitate, nu foarte mare, dar suficient de mare în așa fel încât oamenii să-și dorească mai bine. Bun venit domnului primar Gheorghe Moldovan, primarul Comunei Albești din Constanța. Domnule primar, înainte de orice, suntem la început de an și toată lumea la început de an își dorește să aibă un an mai bun, să aibă, eu știu, să spunem, să realizeze ce n-a reușit să realizeze în trecut. Ce vă doriți dumneavoastră la început de an, pentru noastră și pentru comunitate? Sigur, în primul rând, ținând cont de profilul localității, mi-aș dori să le transmit comunității noastre locale, locuitorilor, mulți ani și, pentru că suntem o comună eminamente agricolă, mulți ani și buni pentru agricultură, pentru că este ramura care ne ajută foarte mult în alcătuirea bugetului local, în dezvoltarea comunei și sunt... Vremea nu prea vă ajută, nu prea ajută. Nins, nu prea a plouat în perioada asta, da, cam neobișnuite temperaturile pentru iarna asta, ca să zic așa. Am avut în ultimii doi ani niște vremuri care ne-au pus pe gânduri. Dacă anul trecut pe această vreme răsăreau culturile desemânțate în toamnă și totuși, printr-o minune, printr-un echilibru al, să zic, al climateric și al precipitațiilor, am reușit să facem producții bune în anul trecut, mai ales în zona noastră. Acum, deși culturile au ieșit foarte bine în toamnă, sau au răsărit, au înfrățit, sau prezintă bine acum, datorită faptului că este o secetă prelungită, ceea ce nu m-am întâlnit în 40 de ani de agricultură, pentru că eu sunt în Dobrogea de la terminarea facultății din 1980 și în 40 de ani de muncă nu am întâlnit un an ca acesta în mijlocul iernii să ne confruntăm cu o lipsă de precipitații atât de acută. Pentru că știm, Dobrogea este o zonă săracă în precipitații, dar nu este nici foarte bine repartizată pe timpul anului și atunci speranța noastră este ca în iarnă să acumulăm o cantitate de apă care să permită culturilor să se dezvolte, mai ales că noi avem cam 70-80% din suprafață semănate cu culturi de toamnă. Puteți să supliniți această lipsă de precipitații în zonă cu irigații sau mai e de lucru în acest domeniu? Aici, deși toată comuna a avut sistem de irigații foarte bine pus la punct, în momentul de față nu avem posibilități de irigare. Deci e un punct nevralgic acolo, nu? Sigur, nu ajunge apa pentru că, în primul rând, suntem la cap de sistem. E ultimul grad de ridicare, al treilea grad de ridicare de pompare și ajunge la noi foarte greu. Apa trebuie ca toți cei din amonte de noi să organizeze în organizații de udători, ca și noi, de altfel și să accesăm fondurile europene și guvernamentale. Acum sperăm că se vor rezolva aceste probleme. Agricultorii au înțeles că singurul factor care ne condiționează acum este apa, pentru că celelalte verici tehnologice se fac foarte bine. Oamenii sunt dotați, sunt organizați, au luat sisteme de mașini, fertilizează și factorul care limitează sau condiționează producția este apa. Și atunci încercăm să-i organizăm în cooperative, să-i adunăm. Îi adunăm mai greu, dar odată cu schimbarea generațiilor în agricultură, tinerii văd că sunt mai receptivi și vin cu idei să se organizeze ca să poată împreună să acceseze fonduri atât europene cât și guvernamentale pentru reamenajarea sistemului de irigații. Trecem așa de una în alta pentru că ați adus aminte de fonduri europene și guvernamentale. Aveți o grămadă de proiecte în derulare, dar proiecte care, iată și aici, este un punct nevralgic, suferă din cauza unui buget scăzut în acest an, în 2020. Proiecte pentru că, trebuie spus, o primărie se luptă pentru niște proiecte un număr de ani. E vorba de avize, e vorba de aprobări și așa mai departe. Ei bine, toate aceste lucruri se pot împiedica în timpul derulării proiectului, pentru că aveți de plătit o cofinanțare, iar dacă aveți un buget mai mic, automat cofinanțarea aceea nu poate fi acoperită. Ce se întâmplă din acest punct de vedere la Albești? Care este situația acolo? Noi vă văd că oftați așa. Oftez pentru că atât de mult suflet am pus, cât și în privat și în administrația publică, pe proiectele europene, pentru că astea erau singurele proiecte sigure pe care noi le putem accesa, deși suntem limitați în unele accesări de fonduri de anumite criterii stabilite, poate că nu foarte corect,
Adică noi concurăm pentru a face drumuri cu comune, cu populație mai mare, cu infrastructură, cu gară, cu autostradă, cu drum național și atunci punctajele se dau și în funcție de aceste criterii. Și după ce ajungem prin să reușim și noi să obținem niște proiecte, atunci încep foarte multe obstacole pentru fondurile europene, pentru că sunt mai mulți factori. Acum nu vreau să acuz pe nimeni, dar din ceea ce am văzut eu aici la AFIR, sunt incuros pe majoritatea oamenilor, dar nu pot să-i acuz că nu sunt profesioniști sau nu sunt bine intenționați. Dar pot să constat că sunt foarte încărcați și depășiți de mulțimea lucrărilor, proiectelor care le au. Deci capacitatea umană este sub nivelul lor și mai ales că un centru de asta deservește o regiune. Noi facem parte din regiunea Sud-Est și mai multe județe vin aici și atunci e foarte greu. Mai există după aia și factorul subiectiv al lor, pentru că sunt destul de rigizi în ceea ce privește ghidurile, în ceea ce privește asumarea răspunderii lor și atunci au tot felul de regulamente de astea interne care întârzie și duc la efecte nedorite, pentru că am avut situații în care am depus un proiect după ce a fost avizat, a trecut 2 ani avizarea proiectului tehnic, după aia trebuie să scoți la licitație lucrarea, după aia prin modificarea diferitelor legi în timpul desfășurării acestor proiecte, se modifică tarifele, nu vine nimeni absolut, la licitație. O firmă care licitează acum, peste 2 ani, nu mai poate vine să vină și atunci trebuie să reluăm procedura, să reactualizăm cheltuielile pe bani proprii, să începem din nou procedura și o procedură de asta durează până la limita expirării contractului de funcționare, de finanțare. Oamenii care văd lucrurile astea făcute în an electoral spun, uite, a făcut primarul grădinița acum în an electoral. E bine, nu, toate aceste lucruri sunt făcute nu peste noapte, doamnelor și domnilor, sunt făcute în ani în care depui proiectul, aștepți avizele, după aceea urmează în anumite zone descărcări arheologice, în anumite zone urmează, eu știu, ocolirea, dacă se poate așa, conductelor de apă, de canalizare, de gaze și așa mai departe. Și toate aceste lucruri duc la întârzieri uneori de 2, 3, 4, 5 ani. Așa cum ați văzut la CT News TV, primarii se plâng de greutatea cu care merg aceste lucruri. Cum le rezolvați la Albești? Există, eu știu, o speranță pentru aceste proiecte? Vorbeam înainte de emisiune de o grădiniță pe care o aveți în pregătire sau căminul cultural, unde cofinanțările, eu știu, împiedicate să se miște din cauza unui buget mai mic, vă pot determina să puneți pe pauză aceste proiecte pentru moment. Se poate ajunge și acolo. Noi sperăm să nu se ajungă, pentru că suntem în fază avansată acum. Grădinița este, putem să dăm ordinul de începere, chiar am început niște tatonări pe acolo a terenului și cred că peste o săptămână putem să dăm drumul la lucrări. Problema nu este că nu o facem, o facem, dar în acest moment costurile sunt mari și cofinanțarea din partea primăriei necesită sume pe care noi nu le putem avea și accesa și atunci am încercat la toate nivelurile să-i convingem pe cei care sunt în drept să vină cu posibilitatea de a cofinanța, pentru că ei nu, e greu să înțeleagă, că miniștrii ăștia se schimbă repede până înțelege fenomenul, nu mai ai cu cine vorbi și trebuie să o iei de la început. Și atunci speranța e la guvern, la Consiliul Județean, unde sigur că speranța este la toți, pentru că și Consiliul Județean, cred că oricine ar fi la conducerea Consiliului, își dorește să se dezvolte județul prin atragerea de fonduri europene și atunci, sigur, prioritatea ar fi cofinanțările. Ei au obligația aceasta să cofinanțeze și sper să se o și îndeplinească. De asemenea, am pus problema și la nivelul guvernului și la nivelul europarlamentarilor. Am discutat cu ei pentru că s-au întârziat foarte mult și atunci trebuie să... De exemplu, la grădinița asta eu stau cu avans un cont de 2 ani. Avans de 100.000 de euro să-i dau drumul la lucrare. Și din toate furcile caudine pe care am trecut, de-abia acum îi putem da drumul. Este vorba despre o grădiniță nouă sau este o grădiniță nouă cu program prelungit.
Un proiect important foarte pentru educație, important pentru că copii. Și pentru părinți, și pentru că părinți, părintele care își lasă copilul la grădiniță, mai ales la un program prelungit, reușește să facă aceste lucruri, să se ducă la muncă, să, eu știu, câștige pentru familie și mai departe să dezvolte în acest fel și comunitatea locală. Deci, normal că el, dacă știe copilul în siguranță și undeva cineva se ocupă de el și de educarea lui, părintele poate să-și desfășoare activitatea de zi cu zi și să vină să-l ia la ora care se poate lua. Sperăm să reușim. Eu totdeauna am avut 3-4 proiecte pe rol. De exemplu, acum mi-au ieșit 2 din implementare, am intrat din nou cu 2, adică e grădinița asta, reabilitarea căminului și încă o veste bună pe care am primit-o săptămâna asta, chiar zilele trecute, acum 2 zile și astăzi am venit firma de consultanță să răspundem la clarificări, este obținerea unui proiect de construire școală nouă pe POR, în valoare de 1.200.000 de euro, ținând cont că la noi comuna este foarte mare și întinsă cu sate multe, copiii s-au împuținat și atunci trebuie să-i adunăm pe toți la centru de comună, în 2 școli, una la Albești și una la Cotăvăi, unde nu, în momentul de față la Albești nu pot să funcționeze pentru că nu au spații și atunci am obținut această finanțare și sperăm să semnăm contractul de finanțare în luna martie, ca să putem începe procedurile de achiziție. Cât ar putea să dureze toate aceste proceduri și când sperați să le aveți gata? Știu, e cu bătaie lungă. Există un termen așa normal, dacă ar fi o achiziție publică, nu ar trebui să dureze mai mult de 3 luni. Corect. Și atunci durează achiziția proiectului, se face PT-ul, după aia se avizează la fir, după ce e avizare și procedura de licitație și de achiziția PT-ului, proiectului tehnic, atunci începe achiziția pentru lucrări. Mai durează și aia 2-3 luni și tocmai că se termină anul, vine iarna și începerea construcțiilor. Iar nu puteți lucra și tot așa. Uite, așa se întâmplă. Da. Din punctul ăsta de vedere, ați accesat prin PNDL mai multe proiecte și aș vrea să vorbim și despre acestea. Sunt și ele afectate de problemele acestea legate de cofinanțare sau le duceți mai departe? Sunt unui afectat mai mult pentru că noi l-am avut depus pe fonduri europene, am fost eligibili. Acolo eram limitați, și așa era perioada în 2015, de 1 milion de euro. Eligibil, dar din cauza punctajului am fost nefinanțabil. L-am luat imediat, l-am depus pe PNDL, l-am scos la licitație, n-a venit nimeni, a trebuit să reactualizăm devizul, de-abia după aceea a venit că erau depășiți toți termene, în 2018 era 2019 alte prețuri, în 2015-2014 alte prețuri și acum l-avem în proporție de 80% executată. Al doilea proiect pe PNDL1, și asta a avut noroc așa, sau ghinion, să-i zic noroc în ghilimele, pentru că după ce a fost scos la licitație, a venit o firmă la un preț de 65% din, n-am putut să-i selectăm decât prețul cel mai după anumite criterii, 65% din preț n-au putut să le execute, a intrat în faliment și a trebuit să le reluăm procedurile de la... De ce mai rău vă încurcă? Dar ne încurcă pentru că noi, după ce proiectul tehnic este făcut și stabilit un anumit preț, la licitație nu putem limita, deși știm despre ei că sunt firme care au avut probleme și nu au dus... Nu putem să eliminăm totdeauna și atunci pățim și lucruri de genul ăsta. Și stăm pe loc. În acest an, până în luna mai, se finalizează amândouă proiecte, atât cel puțin până atunci ai semnat contractul de lucrări. Sunt avansați, dacă în luna martie încep lucrările de continuare, atunci sigur că putem să zicem că terminăm anul ăsta. Aș vrea să facem și un fel de, eu știu, de bilanț. Sunteți aproape la final de mandat. Sunt lucruri care au fost și realizate în Albești, în localitățile care țin de comună. Și atunci aș vrea să vorbim puțin de partea asta de infrastructură. În ce proporții sunt asfaltate drumurile? Mai aveți de lucru din acest punct de vedere? Acum, dacă e să o luăm un pic mai de la început, de când am venit, sigur că am venit într-un mandat în care primăria era îndatorată, era multe proiecte nefinanțabile și credite de la bănci, am reușit să le obțin și am făcut multe lucruri, dar că faptul că
erau o rețea de 50 de kilometri de drumuri, care nu aveau asfalt, niciun metru pătrat de asfalt. Unele sate nu erau alimentate cu apă, altele nu aveau școală. A trebuit să facem o prioritizare și să echilibrăm în fiecare sat să aibă minimum la început. Și atunci le-am luat pe rând, am reușit să finanțăm o alimentare cu apă într-un sat care de 16 ani nu avea apă. Contează mult pentru oameni, Vârtop, apa e sat nou. Am finanțat o parte din lucrările de alimentare cu apă, partea de sus a unui sat din Cotuvăi. Am extins rețeaua de apă în Albești și așa mai departe. Deci acum, la momentul de față, toate localitățile au apă și am mai avut de asemenea o problemă extraordinar de grea prin extinderea localității, prin acordarea de noi locuri de casă, atât la tineri cât și prin cumpărări. S-au creat niște cartiere în care nu aveam curent electric, nu aveam apă, nu aveam drum, nu aveam iluminat public. Am reușit cu multe eforturi să ajungem la o cofinanțare cu Enel-ul în proporție de 50-50% și am alimentat cu curent electric un cartier cu o rețea de peste 5 km de cap de instalație electrică. După aceea a trebuit să venim cu iluminatul public. Am găsit o soluție cu finanțarea prin Romtelecom și a fost o investiție de 5 miliarde de lei, foarte mare, care nu o puteam face dacă nu găseam această soluție cu finanțarea pe 3 ani. Se vede mâna de gospodar, se vede că vă zbateți pentru a le obține până la urmă. Să le obțin. Și atunci când te dă cineva afară pe geam, intri pe geam, cum se spune. Nu aveam altă soluție decât fondurile europene și găsirea de parteneri. Și atunci este normal să-ți facă o investiție de 5 miliarde cu tot iluminatul public în toată comuna, prin lămpi cu LED-uri și cu o finanțare pe 3 ani, cu rate lunare, pe care le poți duce. Deci am reușit un mare lucru acest... Partea asta de infrastructură este cea mai cerută de oameni. Omul atunci când iese din curte, vrea ca, eu știu, să nu pășească în noroi atunci când iese din curte. Și din punctul ăsta de vedere, aș vrea să vă întreb, sunt oamenii, peste tot sunt convins că există și oameni nemulțumiți, dar sunt oamenii bucuroși că realizează aceste lucruri în folosul lor, până la urmă, apă, iluminat public, curent electric, drumuri, toate astea sunt făcute în niște ani și cu niște eforturi. Care este reacția celor din localitate? Nici nu vă dați seama, și cred că nimeni nu, poate că nu își vede chiar la locul faptului, să zic, acea mare bucurie pentru orice, pentru un metru pătrat de trotuar, pentru un bec la poartă, pentru un robinet în curte, pentru o stradă, să vedeți imediat, în secunda 2, când s-a dat un pic în folos, apar copii, biciclete, oamenii, îi vezi altfel, nu vor decât o normalitate. Adică el vrea să iasă din curte, să meargă pe un drum, să aibă un trotuar, să aibă curent electric, să aibă, dacă se poate, gaz, apă și canalizare. Restul, floricele și din alea de pe trotuare, putem să facem după se aia. Se pot face oricând, până la urmă. Și sunteți într-o zonă atât de frumoasă încât, iată, și agricultura și, până la urmă, omul poate, atunci când are un trotuar făcut, poate să aibă singur grijă de o floare în fața porții, de un pomișor și așa mai departe. Sigur că oamenii, și ar veni foarte mulți oameni, s-ar retrage de la oraș la țară, fiindcă suntem aproape de Mangalia, de ce să nu recunoaștem? Da. Și avem un avantaj din punctul ăsta de vedere, s-ar retrage acolo într-un loc liniștit, pentru că am ținut cât am putut să păstrăm acest cadru natural cât mai curat, cât mai proaspăt, pentru că asta va avea valoare în următorii ani. Și atunci comuna noastră este ferită de tot felul de poluanți, ba din potrivă, de pe teritoriul nostru se alimentează cu apă atât satele noastre din comună, cât și litoralul de la Vamă până la stațiuni, inclusiv Negrovodă, și atunci, sigur că avem și natura foarte 2000 pe o suprafață mare, e ca o rezervație naturală și am vrea să o păstrăm așa, pentru că aceasta, peste câțiva ani, se va vedea în venirea unor oameni cu potențial care să locuiască în comună. Aveți atâtea proiecte în desfășurare și atunci următoarea întrebare, următorul lucru despre care vreau să discutăm, vine cumva firesc. Mergeți mai departe? Candidați mai departe pentru încă un mandat? M-am gândit foarte mult la acest lucru, pentru că sunt un om care am stat 3 mandate acolo.
am o anumită experiență de viață, am o vârstă, am o anumită stabilitate economică și financiară și familiară și bucurii, copiii căsătoriți, nepoți. Deci aș putea să stau să mă bucur. Cineva ar zice, de ce ai mereu bătaie de cap, da, să mai... Da, toată lumea zice, mai... nu te înțelege lucrurile astea. Și eram hotărât, dar în ultimul moment, când mi-au apărut încă două proiecte, școala aceasta nouă Păpor, un cămin cultural prin CNI la Cotul Văiei, care a intrat pe listă și va fi finanțat în acest an să facem un cămin cultural, încă 20 de kilometri de drumuri, poate gazul, atunci aceste proiecte te provoacă. Și nu neapărat că doresc eu să spună ceva despre mine mai încolo sau mai încolo. Să beneficiez oamenii și unul care ar veni acum nou să priceapă niște lucruri pierde un anumit timp. Adică vine la un moment important când poți să câștigi proiectele și poți să le pierzi. Și atunci am niște copii tineri acolo pe care i-aș lăsa oricând, dintre consilieri sau dintre unii tineri valoroși din sat, am putea pregăti și să rămână. Dar cred că i-ar fi foarte greu atunci și lui și comunității. Și atunci am cântărit foarte mult și partea asta, că am pus mult suflet în toate astea, ales că m-am ocupat și de latura culturală, foarte mult și de latura sportivă și de tot ce se întâmplă, îmi pare rău acum să rămână pe umerea unui om care, sigur, poate n-are își dorește, dar are experiență și să fie, pe urmă, catalogat într-un anumit fel sau să nu beneficieze de comuna de aceste proiecte. Acest fapt m-a făcut să merg mai departe, nu altceva, pentru că mi-ar fi mult mai ușor să mă bucur de copii, de nepoți, de... Mergeți cu același partid, mergeți independent, care, ce ar trebui să știe oamenii despre o viitoare candidatură? Aveți o echipă cu care mergeți mai departe? Eu totdeauna am fost un om constant și unde am fost am pus suflet. Am rămas mereu în același partid în care am intrat. Echipa, văd, care o am lângă mine, nici un membru din echipă nu vrea să plece. În altă parte, ba dimpotrivă, avem foarte mulți oameni care își doresc să fie pe lista noastră sau să fie alături de noi și ne sprijină și acest fapt îți dă putere și echipa te împinge în față, că fără oameni nu faci nimic. Și totdeauna eu am fost deschis, le-am explicat, le-am arătat, astea sunt posibilitățile, acestea sunt problemele, le vedem, le punem pe masă și le vedem ce priorități avem și ce putem face. Și sigur că mi-a fost greu să-mi fac o echipă atât în administrație, cât și în echipa politic, să zic așa. Că oamenii vin lângă tine când au încredere, când văd că ceva se mișcă. Și de asemenea, în echipa de administrație am încercat și am reușit să aduc mulți copii tineri, pe care unii am plătit 5-6 luni din banii mei să văd dacă poate să lucreze lângă unul de-al meu, să văd dacă poate să aibă talent, poate să ducă această meserie și când se prezintă la concurs să poată să aibă și el o șansă de a câștiga. Și am reușit să aduc 7-8 tineri în primărie, care acum se mai mare dragul să vezi cum lucrează și sunt din satul lor. Vă ajută la scrierea proiectului? La ce vă ajută acești tineri? Mă ajută cam dată la partea lor de întocmire a documentațiilor, chiar și la se implică la achiziții publice, la anumite proiecte mai ușoare, dar nu pot la proiecte grele că nu trebuie o echipă acolo, să ai proiectant sau mai multe lucruri și trebuie să nu îl împarți. Ai plecat cu un consultant la drum, trebuie să te duci cu el. Pentru că tot vorbim de proiecte, sunt convins că aveți un proiect de suflet pentru următorul mandat. Dacă ar fi să ne referim la acel proiect de suflet, care ar fi acesta? Ce vă doriți cel mai mult să realizați într-un viitor mandat pentru oamenii din Albești? Sigur că toate sunt importante, având în vedere că unele dintre ele sunt în derulare, finanțate și altele cu șanse clare de a le efect face. Proiectul care prioritar și care mi-ar place să se realizeze este alimentarea cu gaze a comunei. La ce distanță e rețeaua de gaze în momentul de față? Rețeaua de gaze nu e la distanță mare de noi, pentru că de la Negru Vodă spre Mangalia, conducta de gaze trece pe lângă comuna Albești. Problema a fost, în primul rând, a finanțării acestui proiect, pentru că vânzarea asta de gaz, exploatator ăsta care se ocupă cu vânzarea de gaze,
nu este atras să facă investiția. Pentru că nu sunt niște consumatori foarte mari ca să-și vândă cantități mari de gaz. Și atunci primăria trebuie să... Primăria trebuie să facă infrastructura și pe urmă să concesioneze serviciul de alimentare cu gaze. Și atunci, și comuna fiind întinsă, este o rețea foarte lungă, casele sunt cum sunt, nu se racordează toți în același timp și... Evident. Investitorii au fost reținuți. Și atunci am încercat și am făcut un studiu de fezabilitate, l-am depus la guvern, pentru că s-a luat o hotărâre să se facă un PNDL special pentru alimentarea cu gaze a comunelor care nu pot să-și facă singure. Și marea noastră speranță este să alimentăm în comuna, mai ales că trece pe teritoriul comunei conducta de gaz care vine spre litoral. Absolut. Din acest punct de vedere, un alt lucru care îi afectează pe oameni este o rețea de, îi afectează pozitiv atunci când o au, evident, este existența unei rețele de canalizare. Aveți în plan și acest lucru? Canalizarea, dar vreau să vă spun un lucru, că o rețea de 30 de kilometri de drumuri și canalizarea a fost aprobată, trecută prin Comisia Tehnică de Evaluare a Ministerului Dezvoltării, pe timpul ministerul conducerii lui doamna Elena Udrea. A fost aprobată, tot au și venit firme în teren să vadă situația de acolo. Din păcate, atunci a căzut guvernul și Victor Ponta a desființat rețeaua, a desființat programul la PNDR-ul și am pierdut cu studii de vizualitate făcute, cu proiecte tehnice făcute, cu totul avizat. La momentul ăla, canalizarea era prioritate, pentru că așa am vrut să o luăm de la canalizare, apă, drum și cum e normal să fie. Atunci aveam avizarea de a deversa în canale de irigație. Neavând un afluent așa de un afluent atât de mare de un, în care să ne permită să facem o stație de epurare, atunci se mergea pe sistemul de irigație și apa era folosită în irigarea culturilor. Numai că sistemul s-a dus. Și acum am intrat în programul Poem al Raja, nu Poem, dar Raja, și atunci speram să se facă această canalizare, mai ales că pe mine mă obliga să duc în stația de epurare Mangarea, la o distanță de 13-14 km, numai rețeaua de conducte și pompe mă costa nu știu cât și acest proiect a căzut din cauza că Raja nu a mai putut fi finanțată pe fonduri europene pe aglomerări sub 2000 de locuitori și atunci am reușit să n-am reușit să trecem cu ei. Chiar și așa, Uniunea Europeană ne va obliga într-un fel sau altul să avem rețele de canalizare, să nu mai existe fose. Și sigur, acum va fi prioritar în orice comunitate rețeaua de canalizare. Au apărut niște soluții în care se pot executa anumite fose mari sau stații de purare și să vină Raja să le ia, sau, dacă nu, pentru finanțarea acestui proiect trebuie o sumă mai mare. Până acum, finanțarea proiectului pe canalizare, suma maximă era de 1 milion de euro, care presupunea să ai totul funcțional, măcar o stradă, și până să vii cu extindere. Ori la noi, dat fiind distanța de stația de purare Mangarea, nu ne încadrăm. Și acum sperăm că noua sesiune de depunere a proiectelor să fie sume mai mari, să ne putem încadra. Noi o să pregătim studiul de fezabilitate și în momentul în care se vor depune, să ne, ori pe fonduri guvernamentale, ori pe fonduri europene, să facem această canalizare. Ne apropiem de final și nu vreau să încheiem emisiunea până când vă adresez o ultimă întrebare care cred că este importantă pentru oamenii din Albești. Dacă ar fi să vă gândiți la, eu știu, o neîmplinire sau un lucru pe care vi l-ați dorit să se întâmple în acest mandat, dar care știți că se va realiza în viitor și vreți să le dați speranță oamenilor, care ar fi acesta? Sigur că nemulțumirea mea și a fost faptul că aceste proiecte la care a muncit atât de mulți ani nu s-au derulat în termenul stabilit. Și atunci atunci se vedeau foarte multe lucruri. Dar bucuria este că totuși s-au început de ele și acum sunt în derulare multe proiecte chiar și pe apă. Avem în colaborare cu Raja acum două stații de clorinare și purificare apei, una pe Albești și una pe Cotuvei. Se lucrează la el, dă un folosință și acestea, și
dacă aceste proiecte pe care noi le avem acum se vor desfășura, mulțumirea mea va fi sufletească mare pentru că le-am reușit. Sigur că nu se vor întâmpla în 2-3 luni, 5 luni, dar marea majoritate a lor anul acesta se vor finaliza și vor începe încă 18 km de drumuri în care urmează localitățile care au rețea mai, care au rămas un pic în urmă și marea majoritate va fi în satul Arsa, cum sperăm să facă și drumul județean, care este foarte important pentru ei. Aveți grădinițele de care vorbeam, partea de reabilitare, partea de școală nouă de la Cotul Văii și așa, da, mai departe. Da, în acești ani, sigur că prioritar pentru mine și pentru oricine în țara asta sunt copii și educația lor. Educația trebuie să fie prioritară. Și atunci din tot ce am putut să facem, am alocat pentru educație marea majoritate bugetul local. Am reușit să facem o școală nouă, am reabilitat școala din Albești prin schimbarea de acoperiș, geamuri, parchet, centrală termică, am mutat din toaletele din curte, le-am mutat în interior. Împrejmuiri, grădinița de la Albești la fel, cu centrală, cu acoperiș, cu tot ce a putut să facă, deși era într-o clădire veche. De asemenea, am mai reabilitat și grădinițele de la Arsa și Cotul Văii și am reușit, marea noastră bucurie, să reușim să construim o școală nouă în Cotul Văii și să vede, pentru că în orice locație care impune respect, copiii simt imediat și vin și avem în școala aia mulți copii foarte buni. Până la urmă, ei sunt viitorul comunei și dacă îi determinați prin aceste programe să rămână în localitate și să nu plece în străinătate sau poate se duc la studii și se întorc după aceea, vor crește comunitatea, vor crește localitatea în așa fel încât să aducă, eu știu, bucurie și dumneavoastră și tuturor celor care se zbat pentru și ei. Și tot din aceste considerente am încercat să facem foarte multe lucruri pentru copii în partea extrașcolară, după școală, și am reușit să facem un ansamblu de dansuri acolo. Am reușit prin fonduri europene să cumpărăm costume populare, instrumente, dotarea căminului cultural cu sunet, cu lumini. Avem ansamblu care an de an este invitat peste hotare, în Turcia, în Muntenegru, în Grecia. Nu putem să facem față. Am organizat acolo un festival extraordinar internațional timp de 5 ani de zile. Dobroge Mândră Grădină, cu participarea un festival de care știu, da, de care au auzit oamenii și care își demonstrează de la an la an valoarea. Sigur, și acum avem Festivalul Școlii, festival național în care participă 4-5 județe. În fiecare an, în luna iunie, le organizăm și noi, la rândul nostru, ne ducem în județe respective. Am fost în Bistrița mea natală, am fost în Sibiu. Sunteți Bistrița, da, nu da, știam da, acest amănânt. Sibiu, în de Crăciun și în Argeș și în Hunedoara, unde în Botoșani avem relații cu multe, multe. Sunt convins că acești copilași aduc multă satisfacție părinților și chiar și dumneavoastră, celor din administrația locală care v-ați zbătut atât de mult pentru ei. Nu există mai mare bucurie și mai mare sinceritate decât la copii. El, când te duci în școală și vine un copil sau 2, 3, 5, vin și te iau în brațe și pe stradă, ce faci, domn primar, salut, domn primar, mai mare bucurie nici nu trebuie, mai ales acum că înțeleg și mai bine că am și eu nepoți, de aceea le-am făcut și club sportiv, sală de sport, bază de stadion nou, avem echipă care anul acesta va trage și sper să promovăm în Liga 3-a și creăm condiții pentru a putea să vină să ocupe și de alte lucruri frumoase, pentru că atât ansamblul cultural cât și sportul educă, socializează cu mai mulți copii din țară și peste hotare și atunci chiar am fost anul trecut cu ei la Cianacale. Și când să plecăm acasă, am văzut o fetiță că plânge. Păi de ce plângi? Păi a plecat aseară prietena mea din Georgia și n-am putut să-mi iau la revedere. Păi dă seama ce bucurie că ei au socializat și s-au împrietenit și văd lucruri. Am avut... Copii care probabil nu sperau să se întâlnească. Da, căsătorii mixte dintre ansamblul de la Albești și Sighișoara. Că avem o relație de prietenie cu Albești de Sighișoara, de Mureș, cu care am fost în Italia la multe activități din asta. Și am stabilit niște relații și copiii se bucură foarte mult. A venit
un părinte care la început nu era foarte, ce, atâtea costume, ce atâtea dansuri. Și când i-am dat costumul acasă la fetiță și nici n-a vrut să dezbrace, să doarmă în costum, azi, domnul, nu credeam că se poate să face așa. Păi se poate face, dacă te ocupi de copii și îi lași pe ei, spune ei ce vor, dar trebuie să stăm aproape de ei și să-i... Și așa sunt expuși, mai ales la țară, în condițiile astea sociale grele, la foarte multe greutăți, părinții plecați pe afară, în grija bunicilor, și atunci trebuie să avem grijă de ei, să stăm și aproape. Și e bine că le dați de lucru și prin dansuri, cântece, că e bine că le dați de lucru cu sportul, pentru că asta se numai în fața televizorului, nu e lucru nu, bun nu, pentru nu. Un copil. Și mai ales la țară, când un aer atât de curat și de frumos, mai ales primăvara, să stai în casă la televizor și pe telefon nu e foarte recomandat. Domnule primar, mulțumesc mult pentru prezentarea în emisiune. Felicitări pentru ce faceți acolo și pentru faptul că vă zbateți pentru oameni, chiar dacă este o comunitate mică, vă zbateți pentru ca astfel de proiecte să ajungă realitate pentru ei. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și oameni să fie convins că cea mai mare bucurie a mea este bucuria lor. Așa să fie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și eu mult că ne-ați urmărit aici la CT News TV. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.